Salutare, prieteni de la Lumea Liberă. Vă salut de aici, din India, de Chicago, sau Orientul Mijlociu de Chicago, pentru că mă aflu în zona de nord a orașului Chicago, unde e o densitate foarte mare de populație din țările Orientului Mijlociu, India, Pakistan, Israel, țările arabe și așa mai departe, așa că o să dăm un tur pe aici să vedem cum arată zona și să vă arăt și vouă. Încet, încet viața revine la normal, chiar dacă este mult mai liniște pe aici. Astea sunt magazinele arabești. Magazine alimentare. Tot ce vrei, mere, fructe exotice, pepene verde. Am intrat și într-un magazin, să vedem cum arată. Ce produse au de vânzare, tot ce vrei, fructe, vinete. Fructe mai mult sau mai puțin exotice, un fel de banane, alune, varză, tot felul de snacks-uri, semințe, nucă, floarea soarelui, pistacio și alte fructe. E un magazin tipic pentru Chicago, pentru zonele de imigranți, cu produse mixte din toate colțurile lumii, dar în special produse orientale. Brânză telemea la toate prețurile și soiurile, măsline, carne, produse din pește, carne de pește, de fapt. Și aici tot felul de snacks-uri indiene. Cumpărăm una din asta pentru că știu că mai sau luăm un jab mix. Să vedem ce gusturi au și aici tot felul de fasole, orez și linte de tot felul, o abundență de produse vegetale și tot felul de spice, de ingrediente din Orientul Mijlociu, cumin,
ființe de o felul inclusiv poprică. E cam așa arată snacks-ul ăsta indian pe care l-am luat. O combinație de tot felul de gusturi și ingrediente și foarte interesant la nu doar la privit, ci și la gust. Unele magazine încă mai poartă urmele fie vandalismului, fie a măsurilor de protecție pentru a nu fi sparte și vandalizate cu ocazia protestelor de săptămânile trecute. E o zonă destul de populară, sau cel puțin era, pentru că puteai găsi foarte multe produse ieftine pe aici, la magazinele indienilor. E un fel de bazar. De vânzare din toate colțurile lumii. Orezul indian, basmati rice. E zi de weekend aici la Chicago, destul de cald, cred că sunt spre 28-30 de grade, chiar dacă e norat. E cald, zi de vară. Un alt magazin indian peste drum. Foarte multe electronice, telefoane. Este zona unde poți să intri în magazin și să negociezi prețul, deci tot e negociabil. Doar trebuie să știi să te târguiești cu vânzătorii. Magazin de ceasuri. De a vedea într-un singur oraș concentrat întreg globul pământesc aproape. Toate națiile pământului există, cartierul chinezesc, zona de indieni, zona de africani, evrei și așa mai departe. Restaurantele de aici din zonă îți dau senzația că te afli în Orientul Mijlociu, chiar în India, după mirosul de curry și tot felul de ingrediente.
de ale lor. E un miros foarte interesant și plăcut în același timp, pentru că îți dă senzația că te afli într-o altă țară. Și totuși ne aflăm aici în Chicago. Celebrele tatuaje henna. Celebre în India. Și aici marfa scoasă la stradă, frumos colorată. Haine multicolore, tipice pentru țările din Africa și Orient. Celebru semn cu Black Lives Matter. Foarte multe saloane de manicură, pedicură, restaurante. Chiar și un restaurant italian peste drum. Și un domn care trage un pui de somn. Niște flori care arată ca de soc și miros foarte plăcut, nu știu dacă sunt chiar soc, dar oricum seamănă. O pizza a la New York style, halal. O serie de restaurante care au deschis terasele pentru a fi puțin mai aerisit. Se stă afară. Usmania. Unul dintre restaurantele orientale. Was that? Oh, let's see. So that's the... She's sitting in the front at the moment. The girl that she graduated, yeah, high school, right? Yeah, she's sitting on the front. Do you want to okay. take her? Yeah, let's take her. Yeah. Woo. I'll give it that. Yeah, she's the one in front. E rușinoasă, fata. A terminat liceul și a cumpărat tortul și se bucură părinții, bineînțeles, de faptul că au o fiică care a terminat, iată, liceul. Frumos! Cam asta e atmosfera, dragi prieteni, pe aici, pe la Chicago, cel puțin prin zona nordică a orașului. Lumea încet, încet revine la normal și business-urile se redeschid și să sperăm că vor intra în normalitate. Vă salut și ne auzim data viitoare!